Avantajul ăsta al netului e că pot să ajung dimineața de vreme la voi. Și nu numai de vreme, pot să ajung repede. Pot să ajung repede. Vedeți, ăsta e internetul, are viteză. Păi el traficul se desfășoară în bună regulă. Nu ca pe autostrăzi. Ca pe autostrăzile noastre lipsă din România. Că domnul ministru Drulă, care rimează cu basculă, că e la transportul, domnul ministru Drulă a zis că interzice companiile chinezești să vină să liciteze la noi în România. Deci chinezii nu mai au voie să construiască autostrăzi în România. Nu, ni s-a mai dus o speranță. Chinezii erau rapizi. Aia, dacă știau că au de făcut un tronson, îl și făceau. Nu, 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 trebuie să facem cu firme de aici, din Europa. Ăștia știu să fure. Nu precum chinezii. Ce, chinezii au lucruri trainice. Uitați-vă la coronavirusul ăsta. Rezistă? Rezistă la orice intemperie. Bună dimineața, mă scuzați, am intrat direct în subiect. Cum sunteți, ce faceți bine? Lăsați că îmi scrieți la comentarii. Sărumâna de abonare, sărumâna de share-uire, sărumâna. Canalul ăsta ne aparține și va aparține, așa că aici ne exprimăm opiniile până ne mai lasă. Rechinii. Rechinii, știți voi care? Că ăia săraci din ape, rechinii, sunt pe cale de dispariție. Spăcare de dispariție rechinii, ci că sunt vânați pentru uleiurile din ficat. Uleiurile lor din ficat sunt așa de bune încât să fac din ele medicamente pentru a ne micșora colesterolul. Nu vedeți? Noi bem și rechinii mor. Că după ce tragem niște beții, avem nevoie de hepatoprotectoare. De unde le luăm? De la rechini. Dar rechinii din administrația publică sunt bine mersi. Știți știrea asta? Știrea asta cu doamna de la autoritatea rutieră, care are un salar cât premierul Canadei. 13.000 de euro. Acum, ce să zic? În Canada viața e mai ieftină, nu-i trai așa de scump ca în România. Deci doamna are dreptate. A făcut o rectificare. A calculat ea și a calculat acolo veniturile și a zis că de fapt ea numai 6.500 de euro pe lună. Numai a mărit sumă de 6.500 de euro pe lună. Numai aproape 400 de milioane pe lună. Vai și amar de capul ei. Pentru o absolventă de facultate neacreditată la 45 de ani, bugetare la stat, salariul ăsta e vai și amar. Ei, rechinii, rechinii. Că un amărât de polițist din Bârlad și-a vândut pe OLX, și-a vândut pe OLX uniforma de la poliția locală. Care-i culmea? Culmea e că cineva a cumpărat-o cu 300 de lei. Ce faci de 300 de lei? Să trăiești și să tot bei. Aș bea și eu o cafeluță, mi-am pus ceai. Nu mai donați nimic pe buymeacoffee.com slash nicubelia. Treaba voastră. Beau și ceai, da? Nu are același efect. Buymeacoffee.com slash nicubelia. E bun și ceaiul ăsta. Păi decât să bem apă. Ci că dacă bei apă, faci cercei. Nu. Domnul Cercel, deși anul trecut am avut cu toții un an greu, an de plină pandemie, domnul Cercel anul trecut și-a dublat veniturile. Păi dacă a încheiat niște contracte frumoase cu firme neacreditate pentru Spitalul Matei Balș, ce să mai zice? Dar să fac controle. Să fac controle și pe la ape. Domnul premier Câțu și-a trimis corpul la apele române. Nu corpul lui firav și plăpând. Corpul de control la apele române. Încep o anchetă, scriu niște hârtii, trec 2 luni, trec 3 luni, trece anul și nimic. Dar corpul său fizic al domnului Câțu a rămas iar la București, unde a avut o întrevedere, a spus el, fructuoasă, te duce mintea la multe, cu cine? Cu doamna Maia Sandu, șefa de la Moldova. Doamna Maia Sandu s-a deplasat la București pentru Câțu. Singurică tinerică, Câțu tinerel nefrumușel, și când te gândești că președintele Iohannis a mers taman până la Chișinău să o întâlnească, no, care-i fraierul de aici? Câțu șmecher. Cu părul pe care nu-l are, zici că e Adrian Enache aici, e chel, cu părul pe care nu-l are, dat după urechi, a așteptat-o pe înserare pe doamna Maia Sandu, pe la el, pe la Victoria. Ce să fie, ce să fie. Nu ne interesează. Ne bucură faptul că până la urmă doi oameni se întâlnesc. Că se mai întâlnesc cu oamenii, dar se și despart. Caz recent, doamna Șoșoacă cu domnul Simion. Două pepite din tezaurul de aur al Parlamentului Românesc. Ci că nu mai merg la proteste împreună. Fiecare cu protestul lui și a măsii. Fiecare face un alt protest pe o altă stradă, la alt minister, în fața altui spital. Asta e, cum e asta? În loc să stea în Parlament cu folos, să voteze, să propună, ei stau pe străzi.
și primesc indemnizații. Și Gâdea a primit ceva. Domnul Gâdea de la Antena 3 a primit o mică amendă acolo de 1000 de euro pentru că i-a încălcat imaginea domnului Liliceanu, i-a murdărit imaginea domnului Liliceanu. Și a primit, a câștigat Liliceanu procesul, iar domnul Gâdea trebuie să-i plătească 1000 de euro. Acum domnul Liliceanu are niște bănuți. Eu cred că mai important ar fi ca în urma acestui proces pierdut de domnul Gâdea, domnul Gâdea să pună mâna pe carte și să citească niște cărți. Niște cărți esențiale din colecția Raftul Denisei, din colecția Science Fiction. Nu, oricum el e Science Fiction. Era să zic să mai bem o cafea, dar până dați ceva pe buymeacoffee.com/nicubendea, mai ducem cana asta cu ceai la gură. Bun și ceai, deși afară sunt 8 grade acum, nu mai bem ceai de la fierbinte, ca pe vremuri când erau minus 20. Plus 8 grade. Am trecut la vestuță. N-avem ce face. Și că sârbii, poporul vecin și pretin, poporul sârbesc, are dreptul poporul sârbesc să-și aleagă vaccinul cu care să fie înțepat. Au la dispoziție Pfizer, au la dispoziție Sputnik și un vaccin chinezesc. Merg acolo și își aleg. Ca la supermarket, știi, când îți plac pastele alea, iei de alea, nu iei melcișor, iei alea, așa fac și ei cu vaccinul. Pe când la noi, ce ți se bagă în venă, aia e. Vaccipul, nu vaccinul, vaccipul, asta e. Ca la noi, la nimeni. De ce credeți că doamna Carmen Șerban, marea doamna manelei românești, își vinde proprietățile din România și se mută în Londra? De ce credeți voi că face ea treaba asta? Pentru că în România nu este respectată. Nu e respectată. Avea hitul Adio Dietă, am verighet, acum o să și îl transforme. Adio Românie, mă mut în Londra pe vecie. Doamna, ne pleacă valorile și noi nu facem nimic. După cuplu Brigitei Pastramă, care s-a mutat în Dubai. Da, da, s-a mutat în Dubai. Ne pleacă valorile. Carmen Șerban se mută la Londra. Ci că și Vali Vigelia ar vrea să plece în Zanzibar. De ăștia ori zice, schimbă-ți numele. Zanzibar, noi suntem țară mică, nu avem posibilități. Vigelia, nemătur. Mai vine țancă uraganul, mai vine miraj tsunami. Ne-a scos afară de pe harte. Dacă își schimb numele în ceva mai delicat, poți să vii la noi și te punem primar pe Zanzibarul de jos. Ne pleacă valorile. Ăsta-i baiul. Ne pleacă valorile. Lucru interesant ce am aflat din emisiunea doamnei domnișoarei Denise Rifai. Denise Rifai cu cele 40 de întrebări, domnule. Ce titlu de emisiune. 40 de întrebări cu Denise Rifai. Adevărul e că titlurile bune se luaseră. În gura presei, în gura măsii, în gura mății, în gura se luaseră. Așa că a rămas cu 40 de întrebări cu Denise Rifai. Una dintre ele a fost privitoare și când l-a avut invitat pe Vali Vigelia, una din întrebări a fost despre averile lui, despre banile lui, despre, mă înțelegi, că domnul Vali Vigelia e bine plasat, cum are ce bani și din punct de vedere financiar pe piața manelistică, domnul Vali Vigelia a zis că are el ceva avere, dar e mai bucuros de apartamentele pe care le-a dobândit prin muncă și cântat în București. 30 de apartamente. Păi poți să-i zici cartierul Vigelia. Nu poți să-i zici cartierul Vigelia, că nu se mută nimeni acolo. Cine să se mută? Cartierul Vali. 30 de apartamente, mă, să aibă în București date în chirie. Extraordinar. Deși afectat de pandemie, omul a zis că nu, e ok, că să fac bani frumoși încă din chirii. Unde mai pui că fiind toate în București, când se anunță o pană, o avarie, iarna, când îi frig în casă, când curge apa rece, în loc de apă caldă, Vali Vigelia, că-i cum să cade. Dea Dumnezeu sănătate, merge de la chiriaș la chiriaș, în cele 30 de apartamente, bate la ușă și le cântă ceva chiriașilor ca să se încălzească. Dacă nu se încălzesc de la muzică, de la manele, se încălzesc de nervi, că-l văd pe Vali Vigelia. Ce bă, iară vrei să-ți dăm chiria? Alaltă ieri ți-am băgat-o. Nu, dar vreau să vă cânt. Să iubești două femei, să vezi câte palme ți iei. Dar mai pun eu geacă pe tine, că altfel nu te văd bine. A, la, la, la. Cam atât. Cafelele să primesc pe buymeacoffee.com/nicubendea. Aprecierile să primesc la comentarii. Iar noi ne vom vedea și mâine, în ultima zi lucrătoare și lucrativă a săptămânii. Că după aia ne facem ghiozdanele și de luni la școală. De unde? Da. Zi superbă!
să ne vedem cu bine și mâine. Bate vântul, că e cod galben de vânt. Și la vânt avem cod galben, nu putem avea cod verde. Numai bine!